Aseară au fost niște suporteri care au protestat, spuneau pentru dumneavoastră, fiți patronul antrenor. Hai să spun nimic. Eu n-am fost de 2 ani la echipă. Ca atare îi rog frumos pe toată lumea care vorbește ce vorbește și jurnaliști ca să termină odată cu treaba asta, da? Dacă n-am fost 2 ani la echipă, poți să antrenezi echipa aia când te duci 2 ani? Nu s-a antrenat 2 ani echipa? Deja asta le-am dat răspuns. Dacă 2 ani nu m-am dus la echipă, înseamnă că echipa nu s-a antrenat 2 ani, nu? Eu știu că se antrenează. Deci antrenorul ce antrenează echipa? Stăpân e cel ce dirigează afacerea lui. Așa e mentalitatea mea, până mor așa va fi și cu asta basta. Nu schimbă nimeni mentalitatea. De ce? Nu schimbă. Că nimeni nu poate să se interneze la balamuc de bani. Eu de-i nu vreau la balamuc de bani. Deci, păi scris s-au internat la balamuc de bani din cauza că a lăsat pe cutare și pe cutare. Știi cât stau? Nu mai vreau să dau nume acum. Și stai, și care s-au desfințat, și ăla, și ăla, și ăla, și desfințați toți. Eu nu m-am desfințat, am stat numai în cupele europene de 20 de ani și atunci vreau să o las munca mea și banii mei pe mâna la alții. O las, dar ei dă mâncare, miesle, la cal, cu tare, are grijă de cal, grijește cu tare. Dar când îi zic eu, bă, vezi că înhamă calul, dar pui hamurile alea de argint sau alea de aur și când pleci, te duci la Brașov cu calul sau te duci la Chiajna cu calul. Nu că dacă eu spun la Chiajna, se duce el la Pitești. Cum să fie așa ceva? Nu există așa ceva la mine. Deci, ca să rămână clar asta, pentru toată una, pentru toți. Vor să înțeleagă bine, nu? Să vorbească el și Naum și cu toia fost, prea balul. După această serie mai slabă de comentarii, v-ați gândit la o schimbare de banda tehnică? Atâta timp cât nu este serie slabă de meci. Nu este serie slabă de meci. A fost meci mai slab aseară, dar am văzut care echipa. Păi nu, rezultatele ce? Rezultatele vreau să schimb ce ceam. Două meciuri, 4 puncte pierdute. Nu scupa. Nu scupa, bine, cupa e cu o loc, nu? Dar am avut, dar sunt 4 puncte greșeală de arbitraj. Nu? Nu mai spunem că are rost, sunt mai multe elemente care au influențat atunci de la Pancea. Când a dat la gal și am pierdut meciul, am egalat, au egalat. Nu, mai multe elemente, că Pancea n-a mai jucat după aia. Deci mai multe, l-a influențat. Arbitre, deci avem încă 4 puncte în plus. Noi la ora asta suntem pe locul întâi cu 5 puncte față de CFR. Și 6 față de Rașiu. Eu vorbesc pe realitate. Pe minciună, minciuna este că e, pe loc, că e doar 2 puncte. Adevărul este, arbitrii ne-au luat, ne-au băgat 1-2 puncte buzunar la el, a plecat cu 2 și încă un arbitru CCA a luat, a băgat 2 puncte, a plecat cu el, da? Eu văd realitatea, nu că talala minciunile lor. Că nu, băi, niciodată nu o să mă dizolv minciunile lor, că nu sunt prost. Minciunile lor ce au făcut ei și toate mizele ce au făcut ei, eu le țin minte. Ca dovadă, eu anul trecut, eu nu am fost campion. Și acum 2 ani, eu zic că am fost campion. De ce cu voluntarii, din 8 ai gol valabil anulat, cu campion sunt. Anul trecut, iar, Veșnic, cu Rapidul, cu tare, campion am fost, iar. Tu aia în campion a luat ei, le-a băgat în bunări la ei și acum iar 4 puncte luat. Deci stai puțin, una e că văd eu tibele la echipă la mine și alta e că, vezi, Doamne, nu. Sunt pe locul întâi, le mulțumesc la antrenori, foarte mulțumit de ei. Pentru cine trag arbitrii? Nu trag cu nimeni. Cred eu că influențează ori neștiința, ori golile. Nu că orgolii împotriva mea, nu. Oare nu le convine o declarație, n-ai văzut că nu știu ce, atunci făceau împotriva mea. Ei, probabil influențează asta. Dar aia ceea ce au făcut, adică cum mă atinge mingea, dar tu consideri tu că s-ar putea. După aia vine Vasara și scoate o fază trucată, deci trucată, păi, cu aparaturi electronice, trucată. Că vezi, doamne, atinge mingea la pan. Nu atinge mingea, aia e trucată, nu, aia nu este. Acum duci pe o fază, ți-a dat-o unul. Care a trucat-o unul. Îți dai seama. Păi și o trucheze acum. Bun, acum dacă vezi și scuchează, ai văzut. Aia e inteligență artificială.
Starul Noaru, încălcați în România sau? N-ai unul în România. Un optar și un atacant. Atâta ne trebuie noi. Sau un atacant în dreapta, ca să poată joace băluță atacant. E posibil și asta. Că nu mai știi cum să facem echipa. Pentru că nu avem atacant, nici în stânga, nici în central, nu mai știm. Că dacă am atacant în dreapta, îl bag pe băluță, atacant, și bun băluță, și tot. Dar nu am, din ăsta, companiul, Savi Popescu, și cu David Niculescu, din trei nu faci unul. Și Rotaru, din patru nu poți face unul, nu vezi? Am încercat toate. La mine nu merge așa cum merge la alte echipe. Lasă, domnule, că îi pun eu și că stai puțin, că văd eu cum se fac. Băi, nu-i schimb, n-a schimbat pe minutul 70, domnule, am mers pe aceeași formulă, la mine nu merge așa. Că nu te schimb, că stai puțin, că poate repriza a doua, să revii, nu. Ești fotbalist, joci fotbal de la bine, nu te schimb și gata. Așa merge la mine. Nu că asta e că o să așteptăm, eu aștept eu. Că, bă, că o să-și revină el. Nu aștept să-și revină. Ești fotbalist, joci, dacă nu stai pe bancă. Așa e la mine. Domnule Cale, domnul Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev. V-ați gândit sincer vreun moment la varianta să colaborați cu el, așa, ca sfătuitor, ca ceva, ca... Bă, e prea devreme ca să vorbești după ce imediat acum. Adică n-are rost. Adică cu alte cuvinte ca unii, sărim pe ori. Om, acum are și el, are, hai să vedem ce se întâmplă în ea, să vedem care e situația. La ora asta sunt pe locul întâi. Deci nu pot să vorbesc nici de Lucescu, nici de antrenor, de nimic. Din moment ce-l pe locul întâi, cel mai bun este Haralambu. Că e pe locul întâi. N-ai cum. Și nu se de ce, pentru că nu i-ai dat cea mai bună echipă. Din moment ce ai 1, 2, 3 posturi care nu sunt bine acoperite, nu poți să-i spui omului. Nu poți să-i spui omul, nu? Din moment ce îi faci schimbare și îl bagi pe doi mai slabi decât aia care erau, ce să-i spui omului? Pe ce poți să-i spui lui Haaland sau Pintelic? Să bă, Gigi, l-am băgat pe Tavi care e mai slab de 5 ori decât Ovidiu Popescu și l-am băgat pe Rotariu care e de 10 ori mai slab decât Pompane. Tu ce mai vrei să mai câștigi meciul ăla sau să egalezi? Eu mă gândeam că îi bate în 3-2. Dar poate vedeam dacă lăsam echipa așa. Dar așa cum este, companie, da. Nu era chiar tare de șapte. Da. Bine, mulțumim, hai domnul să vă ajute.